Bună ziua, dragi copii! Astăzi vă invităm să vă alăturați într-o călătorie minunată, unde vom descoperi povești fascinante și captivante oferite de editura Creativ. Căprioara și vânătorul. Dis de dimineață, când soarele a răsărit, la marginea pădurii era încă liniște de plină. Deodată s-a auzit o bufnitură, apoi trosnetul crengilor. Dintr-un tufiș a sărit o căprioară. Trupul ei s-a arcuit ușor peste cărare, apoi a dispărut în pădure. După aceea s-a lăsat iarăși liniștea, întreruptă din când în când de un foșnet ușor, care se auzea dinspre frunzele uscate, deși vântul nu bătea. Misterul acestor foșnituri îl știa numai ciocârlia, care avea cuibul lângă acel tufiș și care văzuse că acolo își ascunsese căprioara iedul. Înainte să sară, aceasta îi spusese: "Dragul meu, aici, în tufiș, ești în siguranță. Te rog să nu pleci nicăieri, pentru că dacă dau oamenii peste tine, te vor lua cu ei, iar eu nu te voi mai vedea niciodată. Vulpea nu umblă ziua pe aici, dar dacă totuși o zărești, să nu-ți faci griji, că nu-ți va face niciun rău." Ciocârlia a auzit aceste vorbe și a înțeles că nu trebuie să dezvăluie secretul și că niciun străin nu trebuie să afle cine se ascunde în tufiș. O vreme, iedul și-a așteptat cu minte mama, dar pe măsură ce timpul trecea, l-au apucat foamea și setea, așa că a început să plângă. De atâta plâns, a obosit și în cele din urmă a adormit. În vis, i s-a arătat o zână. Niciodată nu se simțise atât de fericit și ocrotit cum se simțea atunci când zâna îl apăra cu aripile ei. "Ai fi zis că este zâna câmpiilor sau averii." Când pășea, i se vedeau picioarele zvelte care semănau cu cele ale mamei, mergând prin ierburile pline de rouă. În timp ce iedul dormea, soarele de vară urcase deja deasupra dealului. Nu peste mult timp, s-a întors și mama iedului, care și-a trezit puiul. "Trezește-te, ieduțule, că ți-am adus mâncare proaspătă și bună! Răchită verde, frunze de ienupăr, tulpini de salvie, frunze de arțar, tot ce-ți place ție." Ietul cermititel și-a deschis ochii. "Ai dormit bine?" "Da, mamă, somnul meu a fost păzit de o zână." "Chiar? Și-ți mai amintești cum era acea zână?" "Sigur că da, era foarte frumoasă și semăna cu tine." Ai visat micuțule," s-a gândit mama și a schimbat vorba. "Mai dorești iarbă proaspătă? Mai bine aș bea niște apă limpede, dacă se poate." "Apă nu pot să-ți dau, dar hai să bem împreună rouă de pe câmp." Și-a luat puiul și-au mers să-și potolească setea. Apoi s-au îndreptat spre pădure, unde s-au odihnit, rumegând în liniște. Așa au trecut zilele, iar iedul a crescut. Într-o zi, în timp ce se plimbau, au ajuns puțin mai departe și au găsit iarbă din belșug pe o coastă abruptă, într-un loc liniștit, unde nu se întrezărea nicio primejdie. După ce au mâncat, au coborât spre vale. Fermecat de sclipirea apei izvorului, iedul a alergat să-și aline setea. După ce a băut, și-a ridicat capul și a zărit un vânător, care l-a luat în brațe și s-a îndepărtat cu el. Când și-a văzut iedul în brațele acelui străin, căprioara a simțit că se prăbușește. Strigătul ei, deznădăjduit, a răsunat în toată pădurea. Disperată, a pornit pe urmele lui, străduindu-se să nu scape din ochi. Deși vântul nu era de partea ei, a primit în schimb ajutorul zânelor, care s-au oferit să o însoțească. Păsările au început să cânte, iar vântul s-a liniștit. Chiar și vânătorul a fost surprins de schimbare
și s-a oprit uimit. Privind înapoi, a zărit căprioara. Văzând tulburarea din ochii ei, s-a simțit vinovat și a dat drumul iedului din brațe. Acesta a zbucnit-o imediat spre mama sa. Căprioara l-a privit îndelung ca să se asigure că nu i s-a întâmplat nimic rău. Apoi și-a luat puiul și au dispărut în pădure sărind de bucurie. Între timp, vânătorul a ajuns acasă liniștit și simțindu-se împăcat cu fapta sa. În prag îl aștepta fiul său, care l-a întrebat nerăbdător: "Ce mi-a adus, tată? Mi-a adus un ied așa cum te-am rugat?" Tatăl și-a luat fiul în brațe și, în loc să-i răspundă, i-a povestit tot ce se întâmplase. Când a terminat, băiatul l-a îmbrățișat și i-a spus: "Bine ai făcut, tati, te iubesc!" Ce putem învăța din această poveste? Povestea Căprioara și Vânătorul ne oferă o serie de învățăminte importante. 1. Dragostea dintre mamă și fiu. Căprioara este gata de orice pentru a-și salva iedul, demonstrând o dragoste necondiționată. Iedul se simte în siguranță și protejat alături de mama sa. 2. Importanța naturii. Pădurea, câmpia și izvorul sunt locuri esențiale pentru viața căprioarei și a iedului. Natura oferă hrană, adăpost și protecția animalelor. 3. Bunătatea și compasiunea. Zânele o ajută pe căprioară să-și salveze iedul, demonstrând compasiune și bunăvoință. Vânătorul își dă seama de greșeală și regretă fapta sa, demonstrând că are o conștiință. 4. Respectarea vieții. Vânătorul renunță la a ucide iedul, înțelegând că viața animalelor este importantă. Povestea ne îndeamnă să respectăm natura și toate ființele vii. Morala poveștii. Dragostea dintre mamă și fiu este o forță puternică, care poate depăși orice obstacol. Natura este un loc important care trebuie protejat și respectat. Bunătatea și compasiunea sunt calități esențiale care ne fac mai umani. Respectarea vieții este o valoare fundamentală pe care trebuie să o prețuim. Pe lângă aceste învățăminte generale, povestea ne poate inspira să reflectăm la următoarele aspecte. Importanța de a fi curajoși și de a lupta pentru ceea ce este corect. Puterea iertării și a reconcilierii. Capacitatea de a învăța din greșelile noastre. Sper că această poveste să te inspire să fii o persoană mai bună și să tratezi cu respect natura și toate ființele vii. Îți mulțumesc că ai urmărit până la final această poveste și sper că ți-a plăcut. Editura Creativ este cunoscută pentru publicarea unor cărți captivante și pline de imaginație, iar această carte de povești nu face excepție. Fiecare pagină a cărților oferite de Editura Creativ este o aventură în lumea magiei și a fanteziei. Personajele sunt îndrăznețe și fascinante, iar fiecare poveste te va captiva de la primele rânduri. Găsiți în descrierea episodului linkul către pagina web a Editurii Creativ, de unde puteți cumpăra cărțile. Dacă vă place ceea ce facem și doriți să vedeți mai multe povești și aventuri, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru. Pentru voi este gratis, iar pe noi ne ajută să continuăm această minunată călătorie în lumea poveștilor. Mulțumesc încă o dată și ne vedem curând cu noi povești interesante!